Domnilor și domnilor, haideți cu un puternic de aplauze pentru Bianca! Hey! Hai, Bianca! Băiete! Ce-ai făcut, mă? Bună tuturor! Îmi pare foarte bine să vă revăd. Noroc, frate! Acum înțeleg. După cum puteți observa, mă prezint în fața dumneavoastră în hainele mele de duminică, da? M-am îmbrăcat la costum, mai bine zis la singurul meu costum, pentru că eu astfel mă duc la anunți, botezuri cu metrii și în mormântări. Aviz pentru mama ei care mi-a spus că dacă mai apar o dată la televizor să mă fac de râs, mă omoră cu mâna ei. De când ne-am văzut, s-au schimbat câteva lucruri. Și oficial vreau să vă spun cu mândrie că nu mai sunt întrebată dacă sunt fată sau băiat. Da, acum lumea mă recunoaște ca fiind fata băiat de la Ai Umor, așa că Saul s-a schimbat în și. M-am uitat și la YouTube, la comentariile de la numărul meu și m-am distrat, sincer. Am văzut acolo un comentariu, zici că era scris de mamaie. Fata asta la cum arată nu o să-și facă niciodată un iubit. Da, bro, asta e și ideea, gen. În alt comentariu am fost poreclită anomalie genetică, ceea ce m-a dus cu gândul la mama, pentru că atunci când i-am spus că îmi plac fetele, a crezut că sunt hermafrodită. Și în ziua aia, vă jur, eu am învățat o diferență dintre femei și bărbați. Și anume că uneori, doar uneori, femeile își imaginează cel mai negru moment posibil, iar bărbații sunt cam pe lângă subiect. Și ca să înțelegeți și de ce, long story short, eu în ziua aia m-am tuns prima dată scurt și până atunci oricum mama își punea câteva întrebări, pentru că deși aveam părul lung, eu mi-ardeam foarte mult cu băieți, numai cu băieți. Și avea două opțiuni, ori sunt panaramă, ori sunt lesbiană. Și cum ziceam, a ales-o pe aia mai nasoală, care s-a și adeverit, îmi pare rău. Și revenind, m-am tuns. Am venit acasă, i-am zis mama că îmi plac fetele. Mama nu prea știu cum să gestioneze situația, l-a chemat pe tata. Tata a venit, m-a văzut rasă în cap, da? Și mi-a spus, vai, tătuțule, data viitoare când te atunzi, lui tati, care tati un băiat, că asta te-a ciopărțit un pic pe la spate. Asta se întâmpla când aveam 14 ani. Știți, vârsta aia de care se tem toți părinții, în special cei de fete. Tot la vârsta aia, aveam o prietenă în liceu și mă înțelegeam foarte bine cu maică-sa, care mereu se plângea la mine că e tare frică să nu rămână fata ei gravidă, să facă vreo prostie, să rămână însărcinată. Tot zicea că e îngrijorată și eu, ca să o calmez, i-am zis, doamnă, stați liniștită. Fata dumneavoastră, iubita mea, n-are cum să rămână gravidă. Mihai, bine ai venit pe terenul alunecos de la Ai Umor! Apoi, frica ei din a nu rămâne fata gravidă s-a transformat în eu n-o să am niciodată nepoți. Și atunci mi-am dat seama că oricum aș da-o, nu e bine. Așa că uneori o iau ca atare și nu mai îmi bat capul. De aia nu le-am mai spus colegilor voștri din producție că sunt fată când au dat noroc cu mine. Vreau să vorbim un pic aici despre treaba asta cu orientarea mea. Mă, înțeleg șocul pe care îl aveți atunci când vă spun că mă cheamă Bianca și vârsta pe care o am. Pentru că nici a fată nu arăt, nici de 22 nu par. Dar să mor dacă înțeleg de ce sunteți șocați când vă spun că îmi plac fetele. Adică voi vă uitați la mine cum arăt? Voi vă uitați? Serios? Este singurul lucru evident la mine. Măcar lăsați-mă cu ăsta. Păi dacă sunteți așa șocați la asta, cât de șocați ați fi dacă m-ați vedea pe stradă de mână cu un tip? Să ne pupăm în public. Corect. Vă dați seama ce ar ieși? Având în vedere că eram odată cu un prieten la Unire, l-am pupat și eu pe obraz, că nu l-am mai văzut de mult, a trecut unul pe lângă noi, gay, uite gay, uite gay! Nice! Da, 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 da! Asta e chiar bună! Și mi-am dat seama de asta. Orice aș face, arăt ca un băiat. Dar depinde de mine dacă arăt ca un băiat gay sau nu. Și eu, sincer, prefer să nu. Chiar prefer să nu. Motivul pentru care eu le-am spus vecinilor de pe scara mea că mă numesc Vasile. Pentru că eu n-am mai întâlnit niciun tip gay pe nume Vasile. Adevărat.
Și apropo, dacă cumva se uită la acest moment vecinul de la etajul 3, care stă mereu pe balcon când eu parchez, uite acum, știi de ce parchez mereu mașina strâmcă? Sfată! Și eu nu știu să conduc mașina. Eu conduc numai la vals. Vă mulțumesc că asta am fost eu. Bravo! Hai, bravo! Super, super!